Bună dimineața! Eu sunt Bianca și astăzi vreau să vă vorbesc despre un exercițiu care se numește plank sau planșa. Acest exercițiu este foarte eficient pentru abdomen și nu numai. Vom lucra partea abdominală în principiu și partea coapselor, dar și partea brațelor și a umerilor. Acest exercițiu este complex, întărește musculatura aproape a întregului corp și are extraordinar de multe beneficii, mai multe decât abdomenele pe care le faceți de obicei. Întărește musculatura organismului, accelerează metabolismul, este mult mai eficient decât 100 de abdomene și nu necesită foarte mult spațiu și nici timp. Îl puteți face chiar și acasă, se poate face și în sala de fitness, vă trebuie doar un pic de spațiu, eventual o saltea sau pe ceva pe care să vă așezați coatele și palmele. De altfel, necesită foarte puțin timp. Puteți începe să faceți 10 secunde, 20, 30, 45 de secunde până la 2 minute de planșă. Eu o să vă provoc să încercați în fiecare zi câte 10 secunde, în fiecare zi câte 10, 5, 20 de secunde din ce în ce mai mult. Vă voi executa exercițiul, vă voi da câteva variante de planșă pe care îmi plac mie să le execut și vă invit să le încercați și voi. Am executat câteva tipuri de planșe pe care mie îmi place să le introduc în aproape orice antrenament pe care le execut la sfârșit de program. Am început cu planșa de pe palme. Palma a stat poziționată perfect sub umărul meu. Am menținut abdomenul și fesierii încordați pe durata exercițiului. Am început cu câte 10 repetări de rotiri de brațe. Am tras genunchiul la piept pentru partea inferioară a abdomenului. Am făcut planșa pe coate. Coatele la fel au stat sub umărul meu, în poziție perfectă, am menținut abdomenul încordat, respirația a fost constantă, puteți încerca și voi câte 10 repetări de fiecare. Eu am fost Bianca, ne vedem data viitoare!